Știai că poți lua o amendă usurătoare dacă asculți muzică tare în mașină? Vorbim despre o sancțiune pe care o regăsim în codul rutier și, deși mulți spun că este absurd, amenda pentru această faptă nu este deloc de neglijat. Așadar, atunci când șoferii au muzica tare în mașină, aceștia pot fi trași la răspundere și sancționați. Sancțiunea este prevăzută în clasa a doua de sancțiuni. Codul rutier spune foarte clar că se sancționează efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activități de natură a-i distrage atenția de la conducere, ori folosirea instalațiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranță a lui și a celorlalți participanți la trafic. Vei primi o amendă usurătoare dacă asculți muzică tare în mașină. Sumele sunt cuprinse între 580 și 720 de lei. Trebuie să știi că la acumularea a 15 puncte de penalizare se suspendă permisul de conducere. Tot contravenție care se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a doua de sancțiuni este și nerespectarea semnalelor polițiștilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulație ai Ministerului Apărării Naționale, ale personalului echipei mobile de la vamă, ale ANAF, agenților de cale ferată, cei care dirigează circulația sau cei care lucrează la drumuri și ale persoanelor nevăzătoare. Știai că poți lua amendă dacă nu ai în mașină trusă medicală, două triunghiuri reflectorizante și un stingător pentru incendii, toate omologate, amenda se încadrează în clasa a doua de sancțiuni. Totodată, șoferii care au un comportament agresiv la volan pot fi amendați. Pentru toate acestea se adaugă încă 4-5 puncte de amendă, iar fiecare punct de amendă costă 145 de lei. Când șoferii ajung să aibă 15 puncte de penalizare, aceștia își pierd dreptul de a conduce pentru 30 de zile, fiindu-le suspendat permisul. Guvernele pun în aplicare regulile de circulație pentru a menține siguranța șoferilor și a pietonilor. Regulile rutiere de bază sunt oprirea la culoarea roșie a semaforului, respectarea limitei de viteză și evitarea consumului de alcool la volan. Atunci când șoferii ocolesc aceste reguli, se pot produce coliziuni care se soldează cu decese sau cu punerea în pericol a celor din apropiere. Majoritatea regulilor de circulație sunt universale, dar unele țări au legi rutiere care sunt relevante pentru regiunea lor. Motivul pentru care guvernele au decis să introducă noi legi este acela că au descoperit incidente pe drumurile sale, care reprezintă un pericol pentru utilizatori, relatează playtech.ro.